Vestea bună pentru părinți a sosit odată cu promulgarea legii care permite acestora să beneficieze de concediu pentru îngrijirea copilului bolnav până la vârsta de 12 ani. Anterior, vârsta limită era de 7 ani, dar acum a fost extinsă cu 5 ani. A fost promulgată legea prin care părinții vor putea beneficia de concediu medical pentru a putea avea grijă de copilul bolnav până când acesta împlinește vârsta de 12 ani. Practic a fost extinsă vârsta copilului cu 5 ani de la 7 la 12 ani. Inițiatorii proiectului consideră că un copil are nevoie de îngrijirea și supravegherea unui părinte chiar și după vârsta de 7 ani. Noua lege este văzută cu ochi buni, fiind o măsură mult așteptată de cetățeni. A fost dată o lege ca părinții care au copii bolnavi să poată să-și ia concediu, să aibă grijă de aceștia. Ce părere aveți? Da, am o părere foarte bună, pentru că mi se pare ceva corect. Atât timp cât copilul este bolnav, trebuie îngrijit, trebuie să stea părinții. Da, da, da. Este un lucru bun. Da. Având un copil bolnav, ce să faci? Ești forțat să iei o măsură, să ori îți la serviciu, dacă nu îți aprobă concediu, eu gândesc că mai bine concediu decât să... Doamne ferește, nu știi ce boală are copilul și chiar necesită. Deci considerați că este o idee bună? Da. În cazul în care bunicii nu sunt aproape sau nu există persoane de încredere, ori în cazul familiilor monoparentale, cei mai mulți părinți erau nevoiți să apeleze la zilele din concediu de odihnă pentru a putea sta acasă să-și îngrijească copilul bolnav. Părinții au dreptul să-și ia concediu maximum 45 de zile anual pentru îngrijirea unui copil bolnav. Există însă și excepții în cazul unor probleme de sănătate mai grave, care prelungesc perioada. Această măsură legislativă subliniază importanța acordată îngrijirii și supravegherii părintești în perioada de recuperare a copilului bolnav. Cetățenii văd această lege ca pe una benefică, chiar necesară, atât pentru părinți cât și pentru copiii acestora, în cazul în care aceștia se află într-o postură vulnerabilă. Și totodată s-a dat o lege ca părinții care au copii bolnavi să poată să stea acasă, să aibă grijă de ei, să-și ia concediu. Ce părere aveți dumneavoastră? Este o idee bună? Este, da. Copilul trebuie îngrijit. Trebuie îngrijit. Trebuie să stea cu copiii și să copiii să fie îngrijiți. Lege, părinții își pot lua concediu ca să aibă grijă de copiii bolnavi. Ce părere aveți? Este un lucru bun? Da. Spuneți că aveam nevoie de acest lucru. Da, e un lucru bun. Asigurarea unui timp adecvat pentru îngrijirea și atenția acordată copilului poate contribui la o recuperare mai rapidă și la bunăstarea pe termen lung a acestuia.